Incendiu, miercuri seara, la o locuință din comuna Petricani, județul Neamț. Bănuit că ar fi dat foc intenționat, este un fost învățător care a fugit de la locul faptei, lăsându-și mama în vârstă de 79 de ani în casa incendiată. Bătrâna a fost scoasă la timp din casa în flăcări, însă a suferit un atac de panică. Mama, ești bine? Hai de cap. Azi eu vin când mi-a așez așa în patul stângi. Că am mulți ani de chin. Am 35 ani de pădurii. Pe 13 ani. Pe 13 ani mai. Bărbatul s-a dat în pântână și eu am rămas cu de chin. Asta, doi ani pe la Corad, un an pe la alt chimiei. Despre posibilul piroman, autoritățile locale și vecinii spun că ar avea probleme psihice și nu se află la prima abatere de acest gen. Cum se comportă el de obicei? El? Rău se comportă cu mama sau foarte rău! Foarte rău! Ce se găsește? Dacă vrei să răspundă frumos. Ce da, bani? Trebuie să vorbești cu el frumos să-ți răspundă frumos. Dacă nu o lei tare și te înjură. Ce credeți că l-a determinat să dea foc la casă? Că nu-i dă mama sa bani. El nu mai are servici și mama sa nu-i dă bani. Și e de unde să-i dea? Din piesă e de 4 milioane. De unde să-i dea? Domnul a fost învățător, are probleme psihice. Deci este înregistrat cu probleme psihice și așa. Bănuim. Deci nu putem face o afirmație sigură, dar bănuim că dumnealui a incendiat casa. Mai ales că anul trecut a mai fost un incendiu aproape asemănător. L-am dus la Iași să-i scoată, să facă spitalizare, să pot să-i scot, să facă acte de pensionare. S-a dus, l-a ținut 3 zile acolo, l-a trimis acasă. Se pare că reacțiile necontrolate și consumul de alcool l-au costat și locul la catedră. De 2 luni nu mai predă elevilor din comuna Petricani, iar lipsa banilor pentru procurarea băuturilor alcoolice ar fi cauza certurilor dintre dânsul și mama sa. În 1980 a lucrat până acum 2 luni când, ca învățător. Ca învățător, ca meseriaș, el a fost în liceul pedagogic bun. Deci are cunoștințe, au scos clase de elevi, de elevi bune. Dar din ce cauza anume și-a încheiat activitatea la catedră? Pentru că părinții au făcut cereri să nu mai fie, pentru că vinea beat la catedră, stătea, nu făcea ore, nu făcea nimic. Înțeleg că nu e prima dată când încearcă să... Ia a 10-a oară, de când el învățământ, a făcut de cel puțin 20-30 de ori treaba asta. Ce a stabilit cu poliția? Vor merge în căutarea lui? Poliția au zis că da, uite acum au și plecat. Acum au, cu mașina au plecat în căutarea lui. Unde iese, se spune că e pe la Târpești, într-un sat. A comunii fugit, da, da. În ciuda eforturilor făcute de pompieri, casa a fost distrusă de foc. Aseară, polițiștii au pornit în căutarea fostului învățător, presupusul piroman. Se așteaptă concluziile Comisiei de Expertizare și ale datelor din anchetă pentru a se lua măsurile legale. Detașamentul de pompieri Târgu Neamț a fost anunțat pe sistemul unic 112 despre izbucnirea unui incendiu în comuna Petrican la o locuință particulară. Ne-am deplasat la fața locului 2 autospeciale de lucru, apă și spumă și un echipaj smurt. Ajuns la fața locului, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței. Proprietarul casei a suferit atac de panică, fiind preluată de echipajul smurt și predată la UPU Târgu Neamț.